Promit că în cazul în care voi fi ales, vor înainta acest demers către aceste instituții a Statelor Unite ale Americii. Cu atât mai mult că transferul de data de 25 și 26, nu întreg 5 miliarde primite de la Banca Națională și încă câteva miliarde care erau pe contul acestor bănci, au fost transferate în dolari. Deci s-a făcut schimb. Și legea aceasta a Statelor Unite ale Americii spune că dacă într-un fel de tranzacție, de spălare de bani, de furt, de terorism, contra dictatorilor, este folosit dolarul, ei au dreptul prin tot globul pământesc să încheteze acest subiect, fiindcă este implicat moneda lor națională.